Peste 3.000 de liceeni au intrat în febra examenului de bacalaureat. Timp de 3 zile ei vor susține prima probă, cea de competențe lingvistice la limba și literatura română. Foarte sigur pe ei și pe ceea ce au învățat, primii liceeni au trecut deja de această probă, care li s-a părut ușoară. Cum ți s-au părut subiectele astăzi? Subiectele au fost accesibile, dar în mare parte este și un joc de noroc, deoarece eu unul am avut de comentat despre influența avangardismului, a fost puțin mai dificil ca la ceilalți colegi, dar m-am descurcat. Au fost accesibile, pot să zic că au fost chiar ușoare. Au fost în mare parte ușoare, au întâmpinat și dificultăți, dar au fost ok în mare parte. Foarte ușoare, în anul acesta chiar au fost subiecte ușoare, pot să spun că sunt în ajutorul elevilor și le urez tuturor baftă. Liceenii noștri nu au superstiții, dar pentru ei imaginea a fost și de data aceasta foarte importantă. Ai o superstiție? Ai la tine o amuletă magică care îți poartă noroc? Aș putea spune că acesta. Da? Nu, mă bazez pe cultura mea și doar atât. Nu, pur și simplu mă bazez pe intuiția și pe gândirea mea proprie. La sesiunea de bacalaureat de anul acesta pot participa și elevii care au picat examenul în sesiunile din anii precedenți. Anul acesta, pentru sesiunea iunie-iulie a examenului de bacalaureat, s-au înscris 3104 elevi. Dintre aceștia, 2554 sunt absolvenți de anul acesta și 550 sunt absolvenți în promoțiile anterioare. Liceenii m-au de trecut două probe orale, urmând ca în perioada 27-8 iulie să susțină probele scrise. Rezultatele finale vor fi afișate pe 16 iulie și anul acesta bacalaureatul se va susține sub supraveghere video și cu observatori, iar toleranța va fi zero față de orice tentativă de fraudare.